Amin, slavă Domnului! Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Dacă ei sunt ridicați, haideți să vă ridicați și voi împreună cu ei și cu noi care suntem ridicați pe picioare. Parcă nu era seară de colinde dacă nu cântam Feliz Navidad, așa. N-ai cum să colinzi fără Feliz Navidad, dar iată că am cântat-o în română sau în românește în seara aceasta. Vrem să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și haideți să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, la capitolul 2, începând cu versetul 1. Pagina în Biblie 924. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeia, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeia, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Binecuvântat să fie Domnul! Mai spun încă o dată, binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului de seara aceasta binecuvântată, ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu. M-am gândit să o spun ceva la început, că ne salutăm cu sărbători fericite, nu? Acum întreabă-l pe ăla care zice sărbători fericite: bă, tu chiar îți dorești să fiu fericit? Nu? Că dacă vezi că și-o luat în BMW, ăla care i-ai zis să fie fericit, și-l vezi că se uită la tine, tu stai în stația de autobuz și el trece cu... Nu mai ești așa fericit, nu? Când spui la cineva, Domnul să te binecuvinteze, ai puterea să accepți când îl vezi binecuvântat, să nu-ți fie ciudă, nu? În seara aceasta vrem să ne apropiem nu de o poveste. Oamenii de sărbători inventează fel și fel de povești. Românul e expert în amestecături. Să amestece lucrurile. Întotdeauna când o să vezi în vreun oraș, în țara românească, ieslea, știi ce vezi la iesle? Nu vezi păstorii, vezi magii. Deci uitați-vă și în Timișoara, anul ăsta nu m-am uitat, dar anul trecut am văzut că erau ieslea, oile și erau magii. Niciodată nu ar fi intrat magii aceștia dacă îl găseau pe Domnul în grajd, la iesle, nu intrau. Vedeți, lucrurile le amestecă. Noi nu vrem în seara asta să vă spunem o poveste, pentru că Hristos nu e o poveste, e realitate. Și în seara asta aș vrea să plecăm din locul acesta cum au plecat magii, plin de bucurie, dar pe un alt drum. Că degeaba pleci plin de bucurie, dă pe drumul tău. Bucuros numai de seara asta, bucuros numai că ai mâncat bine și să-ți continui drumul. Scopul serii acesteia este să găsim drumul cel bun, ăla care îl zice Dumnezeu. Că zice la final că Dumnezeu le-a zis, nu îngerul. N-au pus nici pe Iosef, n-au pus nici pe Maria să le spună: auzi, schimbați drumul, vedeți pe unde o luați să nu vă întâlniți cu Irod. Nu, din pricina că ei au ascultat de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu la final, și o să vorbim în seara asta, Dumnezeu li se descoperă. Vreau să mergem în călătorie cu magii în seara aceasta. Vreau să mergem ca aceeași călătorie care au avut-o magii, o avem și noi. De obicei când pornești o călătorie, îți dorești două lucruri.
Știi care sunt lucrurile care ți le dorești în călătorie? Nu să ai cafea pe drum, să ai peco dese, da? Ăștia cu mașinile electrice își doresc ce? Prize să-și încarce mașina, nu? Că dacă nu, rămân pe drum și n-au unde să-și o încarce. Nu îți dorești asta. Îți dorești două lucruri esențiale. Să n-ai probleme pe drum și să ajungi cu bine la destinație, da? Ăsta e lucru. Zici, Doamne, de ce ne rugăm când pornim în călătorie? De ce? Ca să nu avem probleme pe drum. Ne rugăm și de radare, da? Controle. Uite băieții, știi de câte ori te-ai rugat? Și după ce te-ai oprit, te-ai tot rugat, dar nu s-a rezolvat, nu? Îți dorești să nu ai probleme în călătorie și îți dorești să ajungi cu bine la destinație. M-am gândit aici pe scaun, când vorbeam cu Dana și urma să ne căsătorim, aveam o mașină din același an cu ea, din același an. Și știu că am venit odată, într-o duminică dimineață, trebuia să vin aici la Timișoara, la o nuntă, și într-o curbă pe la Dobra, pe acolo, n-aveam viteză, că era bătrânică mașina. Mi-a sărit o roată. Dar nu râdeți, că eu n-am râs atunci. Nu știam de ce-s pe o dungă, roata pe față, de pe stânga. N-am avut viteză, nu s-a întâmplat nimic, am găsit. Mi-a schimbat cineva plăcuțele, cineva, la un service. Și nu mi-a strâns bine roata, cu o zi înainte. Și mi-am dorit, de ce am probleme pe drum? Ne uităm în seara aceasta la magii aceștia. Au avut și ei probleme pe drum. Dar știți ce a fost bine? Nu și-au pierdut scopul. Vă spun ceva, și în trei roți nu mă lăsam să ajung la Timișoara. De ce? Că mi-era inima la Timișoara. Mi-era inima la să ajung să ne întâlnim, că trebuia să mergem la o nuntă. Pe trei roți veneam. Nu mă lăsam și cu ocazie, cu orice. Așa au fost și magii, deși au dat de Irod. Au avut probleme pe drum. Nu au mai văzut steaua până au ieșit de la Irod și așa mai departe. Dar nu și-au pierdut scopul. Nu și-au pierdut. Te uiți la tinerii aceștia. Doamnă, domnule, tânărule care nu-L cunoști pe Dumnezeu. Și zici, băi, dar ăștia n-au probleme. Au și ei probleme. Dar știți că, de ce astăzi sunt aici? Dacă i-am ridicat pe fiecare, unii ne-ar povesti niște probleme care nu ne-ar trece prin cap, că ar putea unii din ei să treacă prin problemele acestea. Dar știți de ce astăzi laudă numele Lui Dumnezeu? De ce astăzi ne-au îmbucurat cu cântările acestea? Pentru că inima lor e legată de destinație. Inima lor și inima noastră e legată de destinație. Magii aveau inima legată de Iisus Hristos și doreau să ajungă cu bine la țintă. Se spune că magii aceștia ar fi fost descendenți din Balaam. Balaam a fost prorocul care a prevestit nașterea Domnului cu sute de ani înainte, mai aproximativ 1000 de ani, a prevestit nașterea. Îl vedea și spune, îl văd, dar nu acum, o steară sare din Iacob. Și ei descopere exact ce ar fi prorocit strămoșul lor. Dar știți ce e interesant? Ei au avut ceva legat unul de celălalt. Au avut ceva în comun. Știți ce au făcut? Au studiat și au avut călăuzire. Astea două lucruri le-au avut împreună. Au studiat și au fost călăuziți. Asta ne dorim întotdeauna când vorbim din partea lui Dumnezeu, când ții o lecție. Unii dintre voi sunteți educatori, profesori la școală. Acolo nu ai nevoie de călăuzire, nu? Când ții lecția. Că îi dai cu programa lui Ligia, cum o cheamă? Deca, ministra învățământului, nu? Că ai programa și îi dai înainte. Dar zice cuvântul lui Dumnezeu că magii ori studiat și ori fost călăuziți de stea. Aici e secretul, să poți să-ți atingi scopul călătoriei. Să studiezi cuvântul lui Dumnezeu și să fii călăuzit de Dumnezeu. Gândiți-vă ceva, când auzi o predică, testează-o să vezi, are astea două componente. Dacă e numai studiu, te uiți la ceas, băi, cât o trecut, 3 minute, aoleu, zici că o trecut jumătate de oră. De ce? Că e studiu, nu-i rău, e bine dacă lipsesc și o să vedeți imediat. Oameni care au astea două și studiază, și călăuziți. Sunt alții care numai studiază. Ei n-au treabă, ei își spun poezia, trec ca trenul în gară. Nu contează s-a urcat cineva, nu s-a urcat. El își spune poezia și merge până la capăt. Alții sunt care nu studiază și ei merg numai pe călăuzire. Fraților, nu am pregătit nimic, dar ne-o da Domnul ceva. Zicea un profesor de-a meu de teologie, zicea, băi, dacă e conserva goală, uite goală, n-ai ce, dacă nu băi nimic acolo, nea, nu? Ne-o da Domnul, știi când îți dă Domnul? Dacă studiezi, dacă pui mâna, acolo dă Domnul. Niciodată nu o să iei examenul la medicină, da? Tu nu pui mâna pe carte, dar te rogi Domnului că Domnul dă. Arată-mi-l și mie pe ăla care a luat
O luat examenul de la medicină, acum ați dat rezidențiatul unul din voi, da? N-ai cum, dacă nu pui mâna. Dar îți alții, știți că mai e o categorie. Îs oamenii aceia care nici nu studiază, nici nu-s călăuziți. Ăia fac de capul lor. Ăia nu interesează nici legătura cu Dumnezeu și nu interesează nici să pună mâna pe cuvântul lui Dumnezeu. În seara asta ne uităm la magii aceștia și ar vrea să învățăm ceva din călătoria lor. Primul lucru care vreau să-l ține minte, fiecare om are parte de chemare din partea lui Dumnezeu. Fiecare om e important, de aia îl cheamă Dumnezeu. Să știi că tu n-ai venit la voia întâmplării aici. Tu spui, da, domne, am venit că m-au chemat la seara de colinde. Am văzut afișul, s-au făcut anunțuri că e seara de colinde. Nu! Dumnezeu îți face parte de chemare. Dumnezeu are chemare pentru fiecare la mântuire. Să îi se descopere. Zice cuvântul Domnului, niște magi. Când auzi niște, zic copiii către mine, tati, dăm niște bani. Când zici niște, nu te gândești, dăm 3 milioane. Nu? De 300 de lei, ci te gândești la 5-10 lei, niște, așa, ceva mărunțiși. Știți de ce nu se dă numele magilor? Nu se dă numele păstorilor? Știți de ce? Că, ca să înțelegem că nu numai după nume ne ia Dumnezeu, ci Dumnezeu ne face parte la fiecare. Se spunea în seara asta și vreau să întăresc, tu poate te vezi mic, tu poate te vezi dat la o parte, tu poate te vezi nesemnificativ sau prea păcătos, vreau să-ți spun ceva, Dumnezeu îți face parte de chemare. Dumnezeu are un cuvânt pentru tine. De multe ori am predicat spunând că magii ori greșit, nu trebuia să intre la Irod, ba trebuia să intre la Irod. Ăsta a fost planul lui Dumnezeu, să-l cheme și pe Irod. Vedeți că Dumnezeu nu l-a ocolit cu vestea bună pe Irod? Să spună, nu, la ăștia nu te bagi. Nu te bagi. Știți ce spune Apostolul Pavel în Fapte, capitolul 10, cu versetul 34 la 36? Știți ce constată Petru? Știți ce spune? Când intră în casa lui Corneliu, spune, zice, atunci Petru a început să vorbească și a zis, în adevăr văd că Dumnezeu nu este, ziceți voi, părtinitor. Asta înseamnă că Dumnezeu iubește fiecare om. Te iubește, domnișoară, te iubește, tânărule drag, care nu-L cunoști pe Dumnezeu. Tu ai venit în locul acesta în seara asta pentru că Dumnezeu vrea să-ți facă parte de chemare. Dumnezeu îți transmite o veste că El nu-i părtinitor. Și spune cuvântul Domnului, ci că în orice neam, adică indiferent, păi ăștia, se spune că ar fi fost mai, nu așa albi la față ca mine, ar fi fost mai pe tentă închisă, nu? Ai zice, domne, pe ăștia mai brunețeni, nu-i chemăm, nu-i luăm. Dar uite că Dumnezeu le face parte de chemare și lor, dar îi face parte de chemare și lui Irod. Nu știu ce limbă vorbești, poate vorbești altă limbă, ești de altă naționalitate. Să știi că Dumnezeu iubește omul. De-aia suntem în locul acesta. De-aia a venit Hristos în lumea noastră, pentru om. Nu a venit pentru pomi, nu a venit pentru continente, nu a venit pentru munți și pentru ape. A venit pentru om, să salveze omul. Binecuvântat să fie numele Domnului. El cheamă, o chemat înțelept. Nu există categorie de oameni care să nu o regăsim în Biblie. Orice categorie de oameni, mi-ai dat exemplu, o regăsim în Biblie. Înțelepți, o chemat Dumnezeu magii. Oameni simpli, o chemat Dumnezeu păstorii, li s-au descoperit. Zici, eu sunt păcătos, știi cât am fumat, știi cât am băut, știi câte prostii am făcut la activ. Și ce spune Biblia? Că pe tâlharul de pe cruce, ce-a făcut Domnul? L-a iertat, l-a mântuit. Că femeia samariteancă, 5 divorțuri, a 6-lea ca și tine, în concubinaj, da? Ești venit aici, poate nu ești căsătorit, dar stai cu una, stai cu unul. Și tu ești aici. Și spui, dar ce Dumnezeu e interesat de mine? Dumnezeu e interesat de tine. Dumnezeu are o veste pentru tine și vestea este o veste bună. Vestea iertării, vestea salvării. Profită de lucrul ăla. Nu numai aud, ci încep să acționeze. De ce magii au avut parte de bucurie? De ce păstorii au avut parte de bucurie? Pentru că ei nu numai au auzit. Românul îi obișnuit să audă. Pacii intră și pacii iasă. Expert în auzit. E expert. Dar Dumnezeu nu se... Și Irod au auzit. Și marii preoți au auzit. Toți au auzit. Dar nu toți au avut parte de mântuire. Toți sunt chemați la mântuire. Dar știți care sunt mântuiți? Care au parte de bucurie cu adevărat? Cei care și acționează. Zice că magii ce au făcut? Au venit la Ierusalim. Au venit din răsărit. Adică
ei ori cercetat, ori văzut, ori simțit chemarea lui Dumnezeu, ori simțit că se întâmplă ceva ce nu s-a mai întâmplat până atunci, și știi ce zic? No, bine, lasă-mă acum. Lasă-mă, săptămâna viitoare. Nu, zice că au început să se deplaseze, au făcut o călătorie în jur de 2000 de kilometri ca să-L întâlnească pe Iisus. Te întrebi, dar mie de ce nu mi se descoperă Dumnezeu? De ce nu-L simt pe Dumnezeu? Știi de ce? Că Dumnezeu nu se descoperă la puturoși. Să mă iertați, păcat că transmite live. Dumnezeu nu se descoperă la puturoși. La din ea care aud, cum a fost la biserică? Fain. Bă, mi-a plăcut la voi la colindă. Nu-i curios, Dumnezeu, că-ți place în seara asta. Dacă te oprești numai la auzit, dacă te oprești numai că ai ascultat niște colinde, Dumnezeu nu-i curios. Știi de cine-i curios? Gândiți-vă care ar fi fost istoria lui Irod. Dacă zicea ăsta, stai, Domnule, că mă îmbrac și eu. Stai, adu-mi hainele, că vin și eu cu voi aici. Gândiți-vă ce s-ar fi scris în Biblie despre Irod, un nebun, un om fără minte, omorât atâția, până și copiii și-o omorât. De ce? Pentru că era frică să nu ia cineva tronul. Era frică să o înțăpeni pe tron și nu dorea să mai stea nimeni lângă el. Nu știu câți copii și-o omorât, pe cel mai mic. Citeam că și pe cel mai mic copil al lui avea sub 2 ani de zile, când a făcut masacrul acela de copii și i-a omorât. Zice că l-ar fi prins și pe copilul lui, o dat ordin să-l omoare, nu cumva să arungă cineva pe tron. Dar gândiți-vă dacă intra în ureche mesajul și pleca la inimă și începea să acționeze, să le spună la mari preoți, dacă nu veniți cu mine, ați încurcat-o. Veneau ăștia. Gândiți-vă care ar fi fost istoria lor, ce s-ar fi scris de ei. Tânără, care ești deci din Timișoara sau poate venit în Timișoara sau venit, îți spun ceva, te uiți aici. Cei care sunt aici, care cântă și poate unii lângă tine, cei mai mulți din locul acesta, toți am avut istoria lui Irod, toți am fost departe de Dumnezeu. Nu ne-a interesat, dar într-o zi am primit o veste. Dacă astăzi slujim pe Dumnezeu, e pentru că vestea care am primit-o într-o seară ca seara aceasta a ajuns în inima noastră și ne-am hotărât să pornim. Acum 2 săptămâni au fost botez în apă. 51 de persoane au intrat în apa botezului. De ce? Că au primit o veste din partea lui Dumnezeu, că pentru ei există iertare. Sunt aici între noi tineri care au fost salvați de la droguri, care au fost salvați din fel și fel de păcate. Nu mai te scuza că tu ești prea păcătos ca Dumnezeu să te ierte. Îți spun în seara asta, Dumnezeu te iubește. Și mai spun încă o dată, Dumnezeu te iubește. Și mai spun încă o dată, Dumnezeu te iubește. De-aia sărbătorim nașterea Domnului. Sărbătorim dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Ce trebuie să faci în seara asta? Dacă auzi mesajul din partea lui Dumnezeu, înțelege că fiecare om are parte de chemare din partea lui Dumnezeu. Dar nu-i de ajuns numai să ai parte de chemare. Ridică-te, începe să acționezi. Începe să pui la inimă cuvintele care le auzi în seara aceasta. Că nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns să te înscrii cu dosarul la facultate. Că dacă ar fi așa ușor să gați, să-ți dea dosarul și să scrie 10 diploma, ți-o băga diploma și dă-i drumul. Ar fi ușor. Citeam de un profesor de teologie că studenții lui l-au întrebat și au zis, domn profesor, zice, între noi circulă o vorbă și vrem să vedem dacă e adevărată. Zice, e adevărat că dumneavoastră în fiecare dimineață vă treziți la ora 5 și citiți Biblia? Și s-a uitat profesorul și a zis, da, eu zic, e adevărat, e adevărat. În fiecare dimineață vă treziți la 5? Zice, da, la 5 dimineață. Și zice că băieții către el, și da, zice, vă rugați pentru lucrul acesta. Ca să vă treziți. Să uite profesorul, nu, zice, nu mă rog. Nu vă rugați, nu. Dar ce faceți? Mă trezesc. Ați înțeles? Unii avem rugăciuni din... Doamne, ajută-ne! Dar te ajută! Dar ridică-te! Trezește-te! Tu ai vrea să faci rugăciuni, Doamne, ajută-mă să vin la adunare. El te ajută, dă-i drumul de acasă. Ridică-te, Doamne, din pat. Ridică-te, nu? Acționează! Știți... Se spunea pe vremuri, auzeam, eram adolescent, copil, se zice de un băiat că într-o duminică dimineață nu vrea să, ca să înțelegeți, nu știu pe care vă scoate domnul slujitor, dar să înțelegeți, să puneți la inimă lucrul ăsta. Într-o duminică dimineața, un bărbat în camera lui nu vrea să meargă la biserică, mamă să-i bătea în ușă, te rog frumos, zice, ridică-te să mergem la biserică. Și ăsta cu plapuma pe el o zi zice... Dăm 3 motive să mă duc azi la adunare.
Și o zis, zice, în primul rând, e duminică și trebuie să mergi la adunare. Zice, al doilea lucru, e 9 dimineața, aproape ora 9. Și o zis, bun, și al treilea, zice, ești slujitorul bisericii. Trebuie să mergi să deschizi, trebuie să mergi. Așa că atunci când nu-ți vine să vii la adunare, gândește-te că trebuie să slujești, aici. Trebuie să slujești, trebuie să cânți. Te întorci pe partea aia-laltă. Dumnezeu nu lucrează cu puturoșii. De ce n-o investit în Irod? Pentru că ăsta era comod. Ăsta o chemație aducă, zice, dați-mi și mie de știre. Ești obișnuit cu știrile, îți plac știrile, dar uitați-vă că Dumnezeu nu investește în cei care nu se ridică. Dumnezeu îi cheamă pe toți, dar nu investește în toți, numai în cei care au puterea să se deplaseze. Știți ce e interesant și ciudat? Că vin magii de la depărtare și îl găsesc pe Iisus și ăia de aproape stau comozi. Ăia de aproape stau comozi. Vine ăla de la kilometri depărtare și el are dorință, are pasiune. Și îl găsește pe Iisus. Și ăla de aproape, vreau să vă spun, noi care ne-am obișnuit cu Dumnezeu, tu care ești născut în familie de pocăiți și de ani de zile vii la adunare, știi ce-i ciudat? Vine ăla robit de păcate, de patim, de pofte. Vine și îl găsește pe Dumnezeu, vine de la depărtare, cu o viață tumultoasă și cu o viață apăsată de păcat. Și tu te-ai obișnuit. Ai auzit predici, ai auzit cântări și pe tine nu te mișcă. Nu cumva ai Duhul lui Irod în tine? Stai și te gândești să mă botez, să nu mă botez. Apoi nu știu ce să fac. Știi ce să faci? Nu trebuie să faci mari lucruri. El a făcut totul pentru noi. Noi trebuie să ne ridicăm și să ne apropiem de El. Știi că românul s-ar pocăi dacă i-ai da să ducă pe coate, pe genunchi, pe burtă, să fie numai răni. Dar nu, Hristos a venit și a plătit pentru noi. Binecuvântat să fie numele Domnului. Mântuirea ne-o dă în dar, dar noi trebuie să ne apropiem de El. Să fie seara aceasta o seară în care să ne apropiem de Domnul, binecuvântat să fie numele Domnului. Călătoria magilor a fost o călătorie prin credință. Ei au știut unde se duc, dar nu au știut ce se va întâmpla pe drum. A fost nevoie de credință, exact ca și Avram. Avram, când a pornit cu Dumnezeu, a pornit prin credință. Poporul Israel a pornit prin credință. Ei conducea un stâlp de nor. Mergea înaintea lor și tot poporul Israel mergea după stâlpul acesta. Vreau să spun în seara asta, umblarea cu Dumnezeu e umblarea prin credință. E umblarea prin credință. Nu știm ce ne așteaptă. Că mi-a zis cineva, da, eu m-aș pocăi, dar nu știu, eu nu pot să fiu ca voi. Eu nu știu cum sunt eu. Dar știu că Dumnezeu e cu mine. Mai e cineva în locul ăsta care știe că Dumnezeu e cu el mâna sus. Dacă nu știi ce se va întâmpla cu tine, uită-te la mâinile ridicate. Noi nu avem siguranța zilei de mâine, dar știm ceva, că dacă ajungem ziua de mâine, Dumnezeu e cu noi. Și dacă nu mai ajungem ziua de mâine, noi suntem, vom fi, cum spune Apostolul Pavel, totdeauna cu Domnul. Vom fi mutați în împărăția lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Al doilea lucru care îl vedem pe drumul magilor și al doilea lucru care vreau să-l învățăm în seara aceasta, nu lăsa tulburarea altora să strice bucuria ta. Nu lăsa tulburarea altora să strice bucuria ta. N-ați văzut? Te întâlnești cu o prietenă de-a ta, de facultate, de liceu, tu ești happy. Și eu te întâlnești cu ea, ce faci? Rău tu, imediat și tu. Dar ce s-a întâmplat? Te-ai dus în groapa ei, mă. Te-ai dus acolo cu ea în groapă. Păi uite, nu mă mai sună. Vai și pe mine, nici pe mine nu mă mai sună. Și începe acolo în tristețe. S-au întâlnit una bucuroasă cu una tristă. Dar în loc să o ridice pe aia tristă, ce fac? Coboară cu ea în groapă. Dacă observăm ceva la magii aceștia, ei n-or lăsa ca Irod să le fure bucuria. N-o lăsați să fie tulburați. Singurii care n-or fost tulburați în Ierusalim, or fost magii. De ce? Pentru că ei știau ținta. Când știi ținta, nu are voie nimic să te tulbure. Tu trebuie să cunoști că ținta ta și ținta mea, Iisus Hristos. Când știi ce a făcut Domnul pentru tine, când știi ce ți-a vorbit, când știi cum te-a ridicat, știi ce se întâmplă? Nu-ți pierzi bucuria. Atâta de repede ne pierdem bucuria. Nu te-a pus, nu ți-a dat solo, nu ți-a dat microfon, la tăt i-a dat, la tăt ți-a dat, numai ție. Imediat e Duhul lui Irod păstă tine. Zice că ăsta s-a tulburat? Gândiți-vă, aud toți aceeași veste bună. Unii se bucură în continuare și unii supărați. Cum se poate așa ceva? Știți de ce? Unii se bucură și alții se tulbură. Pentru că nu e călăuzirea aceluiași Duh. Irod nu a fost călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Ăștia au fost călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dar Irod a fost
călăuzit de Duhul de tulburare. De ce Irod s-a tulburat? Pentru că el a fost înțepenit în funcția lui. Când ești obișnuit cu o funcție, când ești obișnuit cu banii tăi, când ești obișnuit cu relațiile tale, tu nu mai, pe tine nu te mai poate bucura nimic. Pe tine nu te mai, că tu ești înțepenit acolo. De ce marii preoți nu s-au putut bucura? Că erau înțepeniți cu povești religioase, cu ritualuri la templu. Gândiți-vă ce anomalie. Ei aduceau jertfe lui Dumnezeu, citeau despre venirea lui Mesia și când a venit Mesia, ei nu au fost curioși. Nu ți se pare și ție așa ciudat? Că vorbești de Hristos, de sărbători fericite, de Crăciun fericit, Merry Christmas, îi păstă tot acum. Dar când e vorba să te întâlnești cu Hristos, stai pe gânduri. Și zici, dacă nu e ceva în regulă. Uitați-vă că Irod i-o tulbura pe toți, pentru că, să știți, e mai ușor să te tulburi decât să te bucuri. E mai ușor să te tulburi. Știi că tare greu îl faci pe unul să se bucure, nici dacă îl gâdi-l. Parcă nu zâmbește. Atât ai de acru. Nu, gâdi-l pe Irod. Spune-i ceva lui Irod ca să-l îmbucuri. Nu se bucura de nimic. Nu se bucura de nimic. Singurii care erau fericiți acolo erau magii. De ce? Pentru că tulburarea lui Irod nu a lăsat să le tulbure bucuria lor. Magii țineau de hartă, de aia erau bucuroși. Aveau harta și știi de ce spuneau? Indiferent ce se întâmplă în Ierusalim, noi știm unde trebuie să ajungem. Noi aici am făcut numai un popas, dar drumul nostru trebuie să continue, că noi trebuie să ne întâlnim cu Domnul. Îmi doresc în seara aceasta, dacă ești la răscruce de drumuri și sufletul tău e tulburat, dacă ai anumite întristări, și-s convins, pe fețele voastre se vede, pe fețele unora dintre voi, se vede multă tulburare, multă apăsare. Știi ce doresc? Să găsești harta în seara aceasta. Nu s-o găsești, s-o primești, că este. Harta e aici, Iisus Hristos. Este calea, adevărul și viața. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dar uite-te, ești bătut din toate părțile. Ești bătut din toate părțile și nu-ți găsești bucuria. Dar uite că magii aceștia au găsit bucuria. Apostolul Pavel spune în Fapte 20:24, zice, îmi doresc ceva, să sfârșesc călătoria, drumul meu, să-l sfârșesc cu bucurie. Că mulți sfârșesc calea. Eu am obiceiul când predic la înmormântări să mă uit în sicriu. Primul lucru, și dacă nu-l cunosc, mai ales dacă nu-l cunosc, mă duc să văd mortul. Acum e ciudat să-ți vorbesc acum înainte de sărbători de pompe funebre. Dar îți spun, am obiceiul să mă duc să văd pe ăla care a murit. Că e femeie, că e bărbat, vreau să-l văd. Știi că pe chipul lui se vede ce a făcut în viață? Bă, la care a fost acru tătă viața lui, acru și în sicriu. Îl fardează, îl aranjează, tot acru. Tot acru. Bețivul îi tot galben și nasul roșu. Aici se vede că a sfârșit călătoria cu bucurie. Tu în seara aceasta, nu știu care e starea ta, nu știu ce ar trebui să se întâmple cu viața ta ca să te umpli de bucurie, dar să știi, închinarea adevărată trebuie să aibă efect bucuria. Când e închinarea adevărată, se produce bucurie. N-ați văzut din aia prin bisericile voastre? La noi nu este așa ceva. Ea care ne conduc în închinare, Domnule, e bucuros, să ne bucurăm, fraților, dar e tot așa, sprâncenele sunt jos, arată săgeata în jos, acri. Domne, dacă tu ești bucuros, produci bucurie în jur, produci bucurie, se vede pe chip, produci bucurie bisericii, dar și cerul se bucură împreună cu tine. De ce o coborât o oaste cerească împreună cu îngerul pe câmpiile Betleemului și au început să cânte? De ce? Pentru că era acolo bucurie, nu numai vorbită, ci era o bucurie transmisă. Îmi doresc în seara aceasta să învățăm de la magi, al doilea lucru, să nu lăsăm tulburările altora să ne strice bucuriile care le avem din partea lui Dumnezeu. Nu lăsa, ai grijă pe unde mergi, ai grijă cu cine te întâlnești, ai grijă ce-ți picură în inima ta și lasă bucuria să se transmită mai departe. Că o ia omul sau noia, ți-o aruncă la gunoi, nu e o problemă, dar nu lăsa să intre în inima ta tulburarea lui Irod. Și fie seara aceasta o seară în care să intre bucuria în inimile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Și al treilea lucru care îl învățăm din drumul acesta al magilor, mai învățăm ceva. Credința este personală și răsplătită personal. Credința în Dumnezeu e personală. Magii n-au zis, păi știi, strămoșul meu, Balaam, ăsta a crezut în Dumnezeu, mă. Ăsta a crezut, a prorocit despre Dumnezeu.
O crezut în Dumnezeu? La ce să mai cred eu? Nu! Zice că ei au crezut ceea ce le-a arătat Dumnezeu și Domnul i-a răsplătit. Îs răsplătiri personale. Nu pe credința lui bună tu, nu pe credința lui bunică ta. Ci atunci când crezi tu în Dumnezeu, Dumnezeu pe tine te răsplătește personal. Că poți să ai pe bună tu bețivan, să ai pe bună ta care nu vreau să audă, s-a ocupat cu tot fel și fel de prostii și tu să-L cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu, credința ta o va răsplăti. Zice că Domnul s-a uitat spre ei și zice, spune, că la final i-a răsplătit pe ei. Ori ajuns la final să se întâlnească cu Domnul, Domnul le vorbește. Pentru că atunci când crezi cu toată inima, când crezi cu tot sufletul tău, ai tendința să crezi că toți cei din jurul tău vor crede ca și tine. Că ăștia așa au venit, cu bucurie. Domne, se vedea prin cămașă cum le bate inima de bucurie. Și de care a fost tragedia? O împărtășit-o la Irod și Irod nu împărtășit bucuria cu ei. Când vii și spui, știi, am avut un vis azi noapte din partea lui Dumnezeu, uite, mi-a dat Dumnezeu un vis și îl explici, îl spui la prietena ta. Îi spui, uite, mi-a dat Domnul în minte o cântare, am pe inimă să tu plin, să uite la tine și îți spune, ce-i cu asta? Stai jos. Știi? Totul se stinge. Totul se... Ai pretenția că atunci când ești bucuros și ăla de lângă tine să împărtășească aceeași bucurie cu tine. Și uite că magii nu au parte de același sentiment din partea lui Irod. Și auziți, e mai ușor când nu înțelegi să te tulburi decât să crezi. Când nu înțelegi, Irod nu înțeles. Nici nu era greu de priceput de ce nu înțelege Irod, da? El nu înțeles. Dar întrebarea îi, tu ești în seara asta și ești convins că multe lucruri nu le înțelegi despre Dumnezeu. Dar întrebarea îi, ce faci când nu înțelegi? E mai ușor să tulburi, e mai ușor să nu crezi când nu înțelegi, să dai totul la o parte. Ah, pocăiți, colinde, lasă-mă în pace, să mergi tot pe drumul tău. Uitați-vă că magii nu au ajuns la destinație. Dar în momentul în care ei nu au mai văzut steaua, au ales să se țină de hartă. Și noi, pocăiți de ani de zile, de zeci de ani, avem momente când nu înțelegem drumul. Avem momente când nu înțelegem de ce trecem prin vale, de ce trecem prin gropi, de ce trecem prin bălți, de ce. Și nu înțelegem și Dumnezeu taci. Și la magi, o tăcut, să vadă ce vor face. Dar noi avem ceva, știți ce avem? Avem harta de care ne ținem. Avem cuvântul lui Dumnezeu. În momentele grele când Dumnezeu tace, totuși Dumnezeu vorbește. Și prin tăcere Dumnezeu vorbește. Și prin tăcere. Zice că Dumnezeu tăcea, dar când ori ieșit afară, ori văzut steaua. Ca să vezi bine steaua, știi ce-i nevoie? E nevoie de întuneric. Steaua cel mai bine se vede în întuneric. Te tot gândești, Doamne, de ce sunt groapa asta și nu pot ieși? De ce parcă întunericul e tot mai greu în viața mea? De ce nu reușesc să ies? Ia privește în sus. Privește că Dumnezeu îți va arăta și dacă nu-ți vorbește, îți va arăta. Îți va arăta că El nu te-a părăsit. Zice, când au văzut, chiar dacă Irod era acolo aproape, i-au văzut steaua. Știi ce ar vrea în seara asta? Să vedem pe Cel ce este lumina lumii. Noi avem aici scris sus, Iisus, lumina lumii. Dacă ești în întuneric, Hristos în cel mai adânc întuneric al vieții poate să lumineze. Acolo vorbește Dumnezeu mai bine. Când nu mai ai nicio soluție, când nu mai știi încotro să alergi, când poate ai deschis de multe ori geamul, nu vedeți că e nebunia asta? Când unul face un prăpăd în Valea Jiului la Lupeni, da? Două fete, auzi că 10 ori făcut la fel, s-au luat la fel, una după alta. De ce? Vedeți, îi Duhul acesta, îl pornește unul și continuă. Vă aduceți aminte de Mădălina Manole, da? Când și-o lua viața, toată lumea, toți cu probleme, căutau furadan. De ce? Că eu o pornit. Vreau să-ți spun, poate ai deschis de multe ori geam și ai vrut să nu se iei aer, să termin cu viața asta. Poate ai avut de multe ori pastile în buzunar și ai vrut să termin cu viața asta.
Poate ai fost internat în diferite locuri, la dezalcoolizare, la dezintoxicare. Ai fost internat în multe locuri și ai dorit să termin cu viața aceasta. Tot în jurul tău pare beznă totală. Îți spun, ești exact în locul cel mai potrivit. În seara asta răsare lumina. În seara asta răsare lumina în viața ta. Zice că ori ieși de la Irod și când ori ieșit, ori văzut steaua. Când ești dispus să faci primul pas spre Dumnezeu, vei vedea implicarea lui Dumnezeu în viața ta. Vei vedea că Dumnezeu va începe să lumineze calea ta. Va începe Dumnezeu să pună ordine în viața ta. Aici se vede puterea credinței. Când totul e beznă, când totul e dărâmat, aici ai puterea credinței. Să crezi că Dumnezeu nu te-a părăsit. Când totul pare, părinții înceartă în continuu, școala e cu mâi și toată viața ți-e ruinată. Aici ai puterea credinței. Să spui, Doamne, orice ar veni peste mine, mă încred în Tine. Credința e o alegere și credința e răsplătită de Dumnezeu. Pentru că să știți ce se întâmplă, Domnul le răsplătește credința magilor, îi răsplătește cu călăuzire. În versetul 9 de aici, din capitolul 2, știți ce spune? Zice, după ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua, iată că din nou a apărut călăuzirea. E o călăuzit. Atunci când alegi să crezi în Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă fără călăuzire. Pentru că nu există să vrei să faci voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu intervină. Nu există să vrei să rămâi în voia lui Dumnezeu, să călătorești în voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să nu-ți se implice. Dacă ești lipsit de călăuzire și spui, nu mai știu ce să fac, nu mai știu încotro să alerg, pune-ți încrederea în Dumnezeu în seara asta și vei vedea minunile care le va face Dumnezeu în viața ta. Atunci când îți pui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu îți dă călăuzire. În al doilea rând, Dumnezeu îți dă protecție. Zice că Domnul i-a protejat și pe ei în călătorie și au protejat și darurile lor. Au protejat darurile lor, că dacă auzea Irod ce daruri au ăștia prin geamantane pe acolo, au mers la prunc, lăsați gențile aici, să vă fie mai ușor. Să vă fie mai ușor, mai cărați, lăsați că le duc eu data viitoare când mă duc la închinare. Mă duc la închinare, le duc eu darurile, nu? Imediat băga taxă, TV a mărit. Imediat ridica taxele pe loc, să rămână darurile la el acolo. Dar uitați-vă, când omul se întoarce la Dumnezeu și pornește cu Dumnezeu, Dumnezeu îi dă daruri pe care nimeni nu îi le poate lua. Orice pierzi în viață, îți spun, poți să pierzi case, bani, prietenul, prietena, orice ai pierde. Ceea ce îți dă Dumnezeu, nimeni nu poate să-ți ia. Mântuirea nu ți-o poate lua nimeni. Relația cu Dumnezeu nu ți-o poate lua nimeni. La Iosif nu a putut să ia visurile care le-a avut din partea lui Dumnezeu. I-a luat tinerețea, hainele, casa părintească. I-a luat cei mai frumoși ani, de la 18 la 30, 12 ani la pușcărie. Cele mai frumoase clipe din viață i-a luat. Dar știi ce nu a putut să ia? Ce era înăuntru, ce era în ea. De aceea aș vrea să-ți spun ceva. Ce îți dă Dumnezeu nu se bagă în buzunar. Nu se bagă pe card și nu se bagă în plasă. Ci ceea ce dă Dumnezeu intră în inima omului. Ar vrea în seara asta să umple Domnul inimile noastre. Să înțelegem că Dumnezeu oferă călăuzire, dar oferă și protecție. Noi știm ceva, plecăm, ne despărțim. Nu știu dacă mai ajung acasă, dacă mai ajungem să ne revedem în ianuarie. Dar noi avem o siguranță că Domnul ne protejează. Că Domnul este cu noi. Și nu se întâmplă nimic în viața noastră fără știrea lui Dumnezeu. Mai spun o dată, nu se întâmplă nimic în viața noastră fără știrea lui Dumnezeu. Dumnezeu are protecție peste viața ta, peste sufletul tău. Câtă vreme? Câtă vreme stai sub ocrotirea lui Dumnezeu. Psalmul 91, cel ce stă, rămâi acolo, rămâi în voia lui Dumnezeu, rămâi cu harta în mână, rămâi cu destinația în minte, Iisus Hristos, și Domnul te va proteja. Și al treilea lucru, când ai credință în Dumnezeu, îți dă Domnul călăuzire, îți dă protecție. Și mai e ceva, n-ajunge. Că noi tot asta ne rugăm, Doamne, binecuvintează-mă pe mine și pe ai mei. Mie să-mi fie bine, mie și la familia mea. Asta e rugăciunea românească. Dar e ceva mai important și o nevoie mai mare, că degeaba te călăuzește dacă nu-ți vorbește. Să știi ceva, când îți pui încrederea în Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește. Zice cuvântul Domnului, ultimul verset care l-am citit, versetul 12, spune, în urmă au fost înștiințați de Dumnezeu
nu de arhanghel, nu de înger. Iată că la oamenii care își pun credința în Dumnezeu, cu toată inima aleg să creadă în Dumnezeu, Dumnezeu însuși le vorbește. De ce avem momente când spunem, mi-a vorbit Dumnezeu ceva? Că știu că sub protecția lui Dumnezeu. Când ai credința în Dumnezeu, Dumnezeu îți vorbește. Și vezi că ce ți-a vorbit Dumnezeu s-a împlinit. Așa e cum ți-a vorbit Dumnezeu. Știi ce spune Domnul? Întoarceți-vă acasă, dar întoarceți-vă prin un alt drum, ca să rămâneți tot sub protecție. Dacă îți lipsesc lucrurile acestea, călăuzirea, protecția și cuvântul lui Dumnezeu, ascultă-mă, s-ar putea să ai probleme la credință. S-ar putea să crezi în ceea ce au crezut bunicii tăi, să te bizuiești pe ceva din trecut. În seara asta, Domnul ne cheamă la o relație personală cu El. În seara aceasta, îți spun că acolo unde este întâlnire între Hristos și om, acolo e o schimbare vizibilă. Acolo omul se întoarce acasă, dar se întoarce pe alt drum. Acolo se vede, zice, îi aci băiat între tineri. El zice, Doamne, dar nu te înțeleg, prietenii lui. O zice, dar ai băut cu mine o viață. Cum dintr-o dată? Zice, mi scârbă. Când simt alcoolul, când simt miros de tutun, mi scârbă. Atunci când se întâlnește omul cu Hristos, viața se schimbă pentru totdeauna. E o schimbare radicală. Uitați-vă că și în viața păstorilor, în Luca 20, cu 2 cu 20, spune cuvântul Domnului despre păstori. Spune cuvântul Domnului așa, că după ce l-au văzut pe Iisus, au văzut pruncul Iisus și păstorii au făcut ceva, s-au întors. Și la ei a fost o întoarcere în viață. Și la magi le-a zis Domnul, întoarceți-vă acasă pe un alt drum. Zice, și păstorii s-au întors, slăvind. Păi de unde știau ăștia să-L slăvească? Doar nu au fost la Alin în cor și la Mihai. Și nu știau, Domnul, ăștia cu fluierul, cu frunza, să cânte din frunză. Dar uitați-vă că întâlnirea lor cu Hristos, când s-au întâlnit cu Iisus, tot în viață li s-a schimbat. Zice, s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră. Pentru că au văzut că Dumnezeu se ține de cuvânt. Că erau întocmai cum li se spusese. În seara asta vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Să știți ceva, toți oamenii care s-au întâlnit cu adevărat cu Hristos, care au pornit călătoria spre Domnul, în viața lor s-au văzut schimbare. N-au fumat pe deascuns, n-au băut pe deascuns, în viața lor s-au văzut schimbare. La Pavel i-au căzut solzii de pe ochi. Și Pavel spune, eu știu cum am fost, am fost un prigonitor a bisericii, nu sunt vrednic să fiu numit apostol. Vreau să închei, dar înainte să închei vreau să vă spun ceva. Am citit despre două triburi de indieni. Unii stăteau jos în vale, la poalele muntelui, și un trib stătea sus pe munte. Între cele două triburi era o foarte mare cârdășie, o foarte mare rivalitate. Nu se suportau unii pe alții, totdeauna erau tensiuni între ei. Dar nu s-au agasat niciodată, dar își transmiteau mesaje din astea de bătaie, amenințări unii la ceilalți. Într-o zi, cei de sus din deal, era un munte foarte stâncos, ori coborât năvalnic spre ei și nu i-au bătut. Le-au smuls numai un copil de acolo din tabără. Le-au luat un copil și au urcat sus pe munte înapoi. Și ăștia în goana lor, disperat să urce pe munte înapoi, ori luat copilul și au urcat. Și cei din vale căutau și ei să urce, să recupereze copilul. Două zile cei din vale s-au învârtit în jurul muntelui căutând un drum de acces, așa stâncos era. Nu înțelegea, pe unde au urcat ăștia cu copilul? Nu înțelegeau, două zile s-au învârtit în continuu să găsească drum, să urce sus, să salveze copilul. După două zile s-au lăsat pe gubaș și au dat să plece spre locurile lor de găzduire, spre casele lor. La un moment dat s-au uitat sus spre munte și-au văzut pe o femeie cum cobora cu copilul în brațe. S-au oprit și-au zis, nu se poate. Știți cine era femeia asta? Ziceți voi. Mama copilului. Ăștia bărbați puternici, au zis, nu se poate. Două zile ne-am învârtit în jurul muntelui căutând un drum de acces.
să putem să recuperăm copilul. Cum de-ai putut? Și femeia se uită la ei, toată zgâriată pe mâini, toată plină de sânge, cu copilul în brațe. O zis către ei, știți de ce voi n-ați reușit? Știți de ce? Că nu era copilul vostru. Că dacă era copilul vostru, reușați. Dar pentru că nu a fost copilul vostru, v-ați lăsat pe gubaș după două zile. Știți de ce Hristos a venit în lumea noastră? Știți de ce Dumnezeu l-a trimis pe Hristos în lumea noastră? Pentru că suntem copiii Lui. Prin păcatul nostru l-am îndepărtat pe Dumnezeu de noi. Prin modul nostru de trai, prin ceea ce faci tu în viață, l-ai îndepărtat pe Dumnezeu de tine. Nu vezi că diavolului nu-i pasă de tine, te-o smuls, te-o bătut joc de tine, te-o dus unde-o vrut el. Dar îi o șansă în seara aceasta. Îi o șansă în seara aceasta. Pentru că cel care ți-o da viață, cel care-i mama noastră și tatăl nostru, Dumnezeu o găsi calea să ne găsească. Ăia din vale n-or găsi drumul să urce pe munte, dar mama o găsit, că era a lui. Dumnezeu a căutat o cale să ne salveze. Păcatul cerea moarte, dar Dumnezeu a găsit calea. Și s-a scris Ioan 14:6, calea, adevărul și viața. Cine este? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Lui. În seara aceasta, știi ce ar vrea? Să lași pe Dumnezeu să intre în inima ta cu adevărat. Să-ți dea harta, să simți că te ia în brațe, să simți că îți vindecă toate rănile sufletului. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să chem să cântăm, s-o cântat la început o cântare care spune, deschideți porțile, să intre regele. Cred că tinerii, corul de tineri ori cânta cântarea aceasta. Haideți să o mai cântăm o dată în seara aceasta. Ori veni magii la Irod și au zis, Irod, deschide porțile. Și ce-a făcut Irod? Omorât toți sprunci. Biserica Ortodoxă spune că ar fi omorât undeva în jur de 14.000 de copii. 14.000 de copii omorât, printre care și unul din fiii lui. Se spune că era mai bine să fii un animal la curtea lui Irod decât să fii copilul lui. Că și omora copiii și animalele le lăsa în viață. Vreau să-ți spun în seara asta, tu care nu mai găsești drumul, tu care te zbați să ieși din mocir la păcatul, este o cale. Și calea aceasta noi nu o sărbătorim nici cu cozonac, nu o sărbătorim nici cu sarmale, nu o sărbătorim cu alte lucruri din acestea. Și sărbătorile adevărate au mirosul iertării. N-au miros de portocale, n-au miros de afumătură, ci adevăratele sărbători au miros de iertare. Și iertarea vine numai de la Iisus Hristos. Haideți să cântăm împreună din cântarea aceasta. Și la final vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să schimbe viețile noastre, să schimbe sufletele noastre, să ne dea o nouă direcție, să poți să te uiți în urmă și să spui, și eu am fost ca Irod, greu m-am deschis, greu am lăsat pe Dumnezeu să mi se descopere. Am fost omul care auzeam bine, dar nu făceam nimic. Să fie seara asta, seara în care să hotărăști cu toată inima, să încep să-L cauți pe Dumnezeu, că Domnul este aici. Mai spun o dată, Domnul este aici. Deschide-ți inima, deschide poarta inimii și spune, Doamne, pune-L la încercare pe Dumnezeu. Spune, Doamne, dacă ești aici, fă să dispară pofta de țigară, fă să dispară pofta de băutură, fă să dispară poftele din mine, Doamne, care nu-s după voia Ta. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Eu nu am putere să te fac să scap de anumite pofte, dar Hristos are putere. Hristos are putere de eliberare. Domnul să elibereze în seara aceasta, să ierte în seara aceasta și cu adevărat să pleci din locul acesta cu promisiunile din partea lui Dumnezeu, că Domnul este cu tine. Să pleci cu adevărata credință în inimă, să pleci cu steaua călăuzitoare, nu cu o stea desenată de copii, nu cu o stea de pe cer, cu Cel ce este lumina lumii, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Haideți să cântăm împreună din cântarea aceasta.